Bărbatul de 34 de ani lucra la o stână din apropierea râului. La un moment dat, nu a mai suportat căldura puternică și a decis să se răcorească în apele repezi ale râului Argeș. Cei doi ciobani de la stână au observat faptul că bărbatul nu s-a mai întors și au plecat în căutarea lui. I-au găsit doar hainele și papucii pe mal și au dat alarma la 112. La fața locului s-au deplasat două echipaje de intervenție cu o barcă de salvare care au acționat pentru găsirea persoanei dispărute până la lăsarea întunericului. Pompierii de la detașamentul Titu și cei de la garda de intervenție Potloci au continuat căutările împreună cu scafandrii din București și vineri și au reușit să găsească trupul neînsuflețit al bărbatului. Operațiunea a fost una dificilă din cauza apei adânci și a curenților puternici din zona respectivă.